Mergem cu trolebuzul, mergem cu tramvaiul, mergem cu autobuzul, mergem cu metroul, cei care sunt și locuiesc în București. Acest transport public în comun ar trebui să înțelegem că fiecare, pentru fiecare dintre noi avem și drepturi, avem și obligații. Avem dreptul de a avea un transport civilizat, avem dreptul de a plăti un preț corect, avem drepturile, din punct de vedere al abonamentelor pe care le plătim, la o informare clară și transparentă. Dacă rămân bani, Practic, am plătit să spunem mai multe călătorii, avem dreptul la returnarea banilor respectivi și, nu în ultimul rând, putem să înțelegem fiecare dintre noi că drepturile pe care le avem în momentul în care zburăm cu avionul, mergem cu trenul, se răsfrâng ca și drepturi europene și pe transportul public. Iar acest transport public, că este subvenționat sau nu este subvenționat de către administrațiile publice locale, că discutăm despre transport public privat între diferite localități, între diferite comune, acel transport interjudețean sau internațional, ar trebui să înțelegem că acolo avem niște drepturi minimale clare și foarte simple. Plătim și primim neapărat un document fiscal, un bilet de călătorie, fiindcă altfel nu avem acel document justificativ pentru a face o sesizare sau o reclamație. Când discutăm despre transportul public interjudețean sau internațional, orarul de funcționare este extrem de important, iar întârzierile pot fi sancționate de către consumatori prin a face o sesizare sau o reclamație. Tot ce înseamnă accesul în aceste mijloace de transport trebuie să fie și pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau alte tipuri de dizabilități și să aibă șansa de a avea stații de călătorie, de a avea mecanismul de a urca într-un astfel de transport sau a coborî dintr-un astfel de transport foarte simplu și foarte european, cu ajutorul conducătorului sau cu ajutorul personalului care sunt însoțitori pentru persoana cu dizabilități, dar trebuie să aibă acest tip de șansă și nu în ultimul rând trebuie să vedem că nu au fost anumite accidente, că au fost la metro, că au fost cu trolebuzul sau cu uh, tramvaiul, în diferite localități din țară, nu stăm cu mâinile în sân, facem o sesizare, facem o reclamație, transportul în comun înseamnă și stația unde așteptăm, în acea stație trebuie să avem niște condiții minimale de securitate și siguranță, mai ales pe acele alveole, acele insule în mijlocul străzilor unde trebuie să existe o bară de protecție, să nu cadă cumva un uh, pieton, pe zona rutieră și nu în ultimul rând. Zona aceasta ar trebui să înțelegem că este și prohibită pentru zona de consum al țigărilor, fiindcă deranjăm pe ceilalți călători. Iar în interiorul autobuzelor, mijloacelor de transport public, este interzis consumul de țigări. Trebuie să înțelegem până la urmă că împreună putem să avem o societate mai bună, utilizarea mijloacelor de transport ar degreva tot ce înseamnă traficul din marile orașe, un mediu mai bun, un transport mai eficient și până la urmă mai rapid de acasă la muncă și de la muncă acasă, dar trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri trebuie să facă și ceva cetățeanul. Să-și plătească biletul, să plătească uh, abonamentul, să nu circule ilegal, iar dacă circulă și merge cu transporturile publice trebuie să aibă niște condiții minimale de curățenie, de securitate, să nu fie scaune rupte, să nu fie bări ca de care să ne ținem, care să fie desprinse, care să ne poată cauza anumite probleme. Iar pentru copii, pentru cei care merg la școală, pentru cei care merg poate la grădiniță cu mijloacele de transport public, trebuie să înțelegem și să îi Protejăm, dar și cei care operează mijloacele de transport trebuie să pună la dispoziție toate mijloacele de securitate și siguranță pentru acești copii, iar pentru transporturile interjudețene sau internaționale, acea centură este obligatorie de a exista, este obligatorie de a fi pusă, iar pe cealaltă parte, toate informările care se regăsesc în mijloacele de transport public locale interjudețene sau internaționale, trebuie să fie neapărat și în limba română. Nu sunt 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorilor, nu stăm cu mâinile în sân, ne revendicăm drepturile, recuperăm dauna materială, dauna morală dacă au fost întârzieri mari și am pierdut poate un tren sau am pierdut un avion, fiindcă venim dintr-o altă localitate către aeroport și astfel vom face ca și cei care vin după noi să fie până la urmă cu adevărat cetățeni și consumatori europeni.